Ne-am întors alături de Viorel, singur și trist. Spuneai, Viorel, că simți o mare durere. E adevărat? Da. Este pentru prima oară când Veronica pleacă de acasă. Da. Așa cum a mai fost între voi, totuși ați mers împreună, chiar dacă ați dormit separat, dar de data asta a plecat. Acum... Tu ai lăsat-o să plece. Da, puteam să mă pun contra. Dar de ce crezi că a plecat fix aseară? Ce s-a întâmplat de aseară, n-a mai putut să stea? Nu știu. Te simți vinovat? Eu cred că da. Ești vinovat? Are ce crezi că ai greșit? Cu piesa ei și cred de aici a plecat toată. Dar crezi că dacă ea se va întoarce la tine, tu îți vei schimba atitudinea față de ea? Da. Da, și ea să schimbi atitudinea. Iar condiții? Nu, dar așa vine, deci eu mi-o schimb. Păi vorbim acum doar cu tine. Eu mă schimb. Eu n-am nimic împotrivă, eu o schimb, dar nu știu ce pot să spun eu, ce gândești ea. Cum ți-a fost seara trecută fără Veronica? Rău, foarte rău. Ce ai făcut după ce a plecat ea și te-ai văzut singur în apartament? Pe asta și m-am gândit și am zis, băi, zic, cum pleacă, deci eu nu știu nimic, așa m-am pus într-o situație care n-am știut nimic. Pleacă, dar cum pleacă? Nu știai unde, cum? Cum, hai să veni, Viorel, hai să vedem și noi ce s-a întâmplat aseară în momentul în care tu și Veronica ați ajuns acasă. Ce s-a întâmplat între voi? Veronica le e pe toate, nu? Mai vrei să mai vii în București? Oricum, nu pleci. Nu plec. Imediat după emisiune, Vulpița a ajuns acasă, hotărâtă să se întoarcă la Blăgești, în casa părintească. Așa că, înainte să înceapă să-și strângă lucrurile, cei doi încă soți au avut o discuție ca în orice familie ce întâmpină probleme. Iar Viorel a încercat din răzputeri să-și facă soția să se răzgândească. Viorel, ați spus astăzi în emisiune că vreți să plecați. Da. Eu. De ce? Nu mai vreau să mai stau cu Viorel. Viorel, tu respecti această decizie? Nu. N-a să mă ții cu forța. Nu. Eu nici îmi pare rău, Viorele, eu vreau să plec. Eu nici nu știu de asta, măcar să spun un motiv. Eu nu te mai vreau în viața mea, ți-am spus. Dar ți-am spus de 1000 de ori. Dar ce vrei să-ți fac? Tu ești pregătită, Veronica, să-ți faci bagajul și să pleci cât de curând acasă. Da. Cu Viorel? Te însoțește? Nu. Viorel, o însoțești? Eu nici nu știu ce să asta, că eu m-am pus într-o situație cu care... O ajuți să-și facă bagajul, să-și strângă lucrurile? Nu, dar eu... Nici n-am nevoie, lăsa-mi... Pe mine m-am pus într-o situație cu care... Am căzut... Ce lucruri, Veronica, ai de luat de aici? Ai venit fără nimic. Acum? Ce mai am? Vrei să -ți iei hainele? Da, și am plecat. La Blăgești, înapoi. Vine, Viorel, cu tine? Nu ai să regreți faptul ăsta? Nu. Eu parcă văd că ai să regreți. Nu, la tine n-am să mă întorc deloc. Ai să regreți? Nu. Ce ar avea de câștigat ea dacă ar rămâne în București? E treaba ei. Deci eu ajuns acum unde eu ajuns. Mă are un pic și ajunge pe planul cel mai sus. Cel mai sus care nu s-a întâmplat la nimeni. Tu crezi că ea pleacă din cauza ta? Nu. Norocul care l-am avut. Ba da. Deci de acum nici nu o să-l mai ai norocul ăsta. M-am gândit și mi-am luat decizia. Eu vreau să plec înapoi. Bine, ai luat decizia. Cum ai luat-o la nervi? N-am luat-o la nervi. Eu am luat-o în serios. Ce vei face prima dată când vei ajunge acasă, Veronica? Eu? Mergi să-ți vezi fetița sau? Merg să-mi văd fetița. Dacă vrea să mă primească, să mă primească. Dacă nu, mă duc la părinții mei, direct la ei mei. Și la părinții tăi când dai să ajungi? Nu, e adevărat, când o să mă dea afară și ai să garantez. Degeaba, Veronica, nu da cu piciorul. Nu mai vreau să mai rămân lângă tine, îmi pare rău. Deci... Tu vrei să te răzbuni acum pe Viorel sau simți că vrei să ajungi să-ți vezi părinții, fetița? Nu, eu vreau să nu mai rămân cu Viorel. Când a văzut că nu are nicio șansă să-și convingă soția să-i rămână alături, Viorel a deschis dulapul și a scos o pungă cu haine, gata să o însoțească. Un motiv. Te rog frumos să mă lași. Și uite aici, ca să-ți demonstrez eu cel mai bine, domnule știe, astea sunt făcute, am două tricouri, le vezi?
Astea s-au făcut de vreo săptămână, mai bine de vreo săptămână. Eu exact... Și cu ce vreți să le refac? Cu ce am venit. Iar actele care le știi, ăsta aici, când vei merge la judecător, nu se ia după copii, se ia exact după originale și își cere. Adă-mi originalele, doamna Stegaru. Tu ori... le dai sau nu? Originalele. Nici nu le vreau măcar. Viorel, ești gata să-ți strângi celelalte lucruri? Eu, ăstea de aici, ce le vedeți aici? Cu bunurile pe care le-ați obținut voi, cadourile pe care le-ați primit, ce veți face? Le împărțiți? Ca să, dacă joacă ea teatrul ăsta... Eu nu joc teatru. Îl joacă. Deci eu m-am un tricou aici. Astea nu sunt de ale mele, îs de la redacție. Astea o să rămână. Eu nu le iau. Aspiratorul, dacă vrea să-l ia. Eu nu vreau. Și să-l ia. Dacă nu îl iau eu, dacă nu vrei tu să-l iei. Eu nu vreau. Dar o să-ți pare rău. Nu am să-mi pare rău deloc. Bine. Eu am plecat să-mi strâng. Iar dacă Vulpița s-a apucat să-și facă bagajul, pregătită să o ia de la capăt, Viorel a încercat din nou să o oprească. Ba chiar s-a gândit să încuie ușa. A cui ești? Măcar am primit, nici nu le iau măcar. De ce să nu le iei? Sunt cadouri pe care le-ai primit, Veronica. Nu, vreau, nu. Adică tot ne-au băcut ceva, că restul nu sunt amele. Asta care e. Așa. Veronica, sunt lucruri pe care nu mai. O să se supere fetele care o să nu vadă. Nu mai, nimica. Păi și ce facem cu ele? Vrei să le aruncăm și aici? Ia, Doina, dă-mi voi două secunde. Că nu mai vreau. Două secunde, nu un pic, Doina. Nu, aici nu se ia nimic. Și dacă eu de aici? Scurt. Și n-ai în ce să le pui. Nu o lași să plece, Viorel, sau de așa. N-am în ce să pui. Să văd în ce pui, atâtea haine. Așa. Dacă eu nu mi-l iau pe toate. Atât de mult la aceste haine? Oricum să iei cu ușa, că nu are pe unde ieși. Da, pe bune. Am unde să ies. Ce faci tu acum? Eu. Păi, nu sunt toate lucrurile tale? Nu mai vreau, gata, atâta. Nu mai. Păi și bluzele astea? Nu mai vreau. Păi și ce facem cu ele? Doar nu poți să le lași aici. Apartamentul trebuie golit, că a fost... Nu mai vreau. Ascultă două secunde, ce zic eu. Înainte, când ai venit aici, în apartamentul... Te rog frumos să lași asta, mă ascult. Pașii. Când ai venit în apartamentul ăsta, era curat. Ei, înainte de a face hainele, așa. Vezi? Tot, te duci, golești frigiderul, ei arunci tot de acolo, dacă vrei să plecăm. Arunci tot din frigider, acum. Hai zi de-a tale, să le arunci tu, nu eu. Tot. Eu nu să le arunc. Oricum, nu pleci. Nu plec. Nu pleci. E bune? Pur și simplu, eu nu te mai vreau. Oricum, nu ai ce umbla aici. Aici pe nicio formă nu. Dar nici nu umblu, măcar în eu pe istile care îmi să. Dar mine. Nici nu pleci, nici cu alea. Da, cred că. Nu, de ce nu vrei să o lași să pleci? Nu are ce face ea, că mâine poimine a să audă alte discuții. Pac. N-a să aud alte discuții, te rog frumos să mă lași în pașii. Nu te las deloc. Te rog frumos, deschide ușa și lasă-mă să plec. Mașina da, te rog ai. Frumos. Nu o să descurc. Nu mă descurc. Te teamă că vei rămâne singur? Nu are... Da, te rog frumos. Noaptea de aici. Nu te mai vreau, Viorele. Noaptea de aici nu se pleacă nimeni. Viorele, dar tu nu mă comanzi tu pe mine. Eu vreau să plec. Te rog frumos. Da, te rog frumos. Ieși. Da, te rog frumos. Descuie la ușă. Nu pot, păi că mai e aici haine de luat. Unde? Rămâiem noi, le facem, Viorel, te știi, liniștești un pic. Veronica le ia pe toate, nu? Mai vrei să mai vii în București? Nu știu. Nici... Să-ți fie dor? Te bucur, ai reușit să-ți cumperi câte ceva, nu? Eu îi stric, asta e mie. Când mai vrei să vii în București să le iei pe rest? Nu știu, o îi vedea. Nu mai, gata, atâta e. În restul pot să facă borș. Pe asta nu e eu. Gata, că eu nu mai. A luat tot ce a încăput în geamantan și cu tristețe în glas. A închis dulapul. Gata, festele nu... Iar dacă la început Viorel nu voia să o lase să plece, când și-a văzut soția cu bagajul făcut, i-a sărit în ajutor. Restul poți să-l iei. Maria, nu să-mi pare rău. N-am să-mi pare rău. Azi că nu-mi trebuie socul tău și jantul nu mai găsesc. De departe, cel mai dureros moment al serii pentru Vulpița.
a fost despărțirea de Doina, colega noastră care i-a devenit prietenă de suflet. Plângi un cadou prost. Da? Ne vedem? Mai vorbim, da? Vorbim. În telefon. Ține legătura. Îți plâng. Să-i grijă, Fendit. Au plâns împreună, după care Veronica s-a întors la împachetat. În timp ce Viorela a încercat din nou să o întoarcă din drum. Nu, mama, gândesc. S-a spus că n-am pentru ce să mama gândesc. Veronica? Nu, mama, gândesc. N-am pentru ce. Te rog frumos să las-mă să strâng. Vrei să stăm numai noi doi de vorbă? Nu, nu mai vreau noi doi. Nu mai există noi doi, Viorele. S-a terminat. Între noi. Între noi tot s-a terminat, Viorele. Tot la mine s-a ajuns. Nu o să mai ajung la tine, ai să vezi. Nu, să mai ascund niciun sfat, te rog frumos. Nu mai are cu ce să mai discute, eu nu mai vreau. Te rog frumos. Da, te rog frumos, eu nu te mai vreau. Te rog frumos, lasă-mă. Ca să o mai liniștească puțin, reporterul Acces Direct a îmbrățișat-o din nou pe Vulpița. Bine, gata. Nu mai plângem, gata, Veronica. Gata, nu mai plângem, nu? Gata? Hai. Hai tu. Iar în timp ce Veronica plângea în dormitor, Viorel aștepta în sufragerie. Viorel, ai reușit să discuți cu Veronica? Nu. Dacă ea nu vrea să discute cu mine, cred că așa stau lucrurile, cum decide. Poți să rămâi prieten cu ea în cazul în care o să vă despărțiți. Eu așa ceva cu divorț, cu de asta, eu nu sunt de asta. În continuare îți menții poziția. Da, da, da. Cu divorț, cu de asta, eu nu sunt de acord să divorțez sau să fac altceva. În treaba ei.